Era obligat pentru că această obligație și-a asumat-o domnul Bălu în martie 2012. Așa, și este o obligație asumată de fosta conducere PDL a Consiliului Județean. Exact. Aceasta este precizarea făcută aseară în studioul Tele2 de către primarul Severinului, după ce consilierii locali au fost nevoiți să aprobe majorarea prețurilor la canal pentru a nu pierde o finanțare europeană pentru extinderea de aducțiuni cu apă în mai multe localități ale județului. Cei mai vehemenți împotriva acestei decizii s-au arătat tocmai consilierii localei PDL, care pozează acum în mari apărători ai oamenilor sărmani. Uită însă să precizeze că decizia de ieri vine ca urmare a unei obligații asumate de către fosta conducere PDL a județului. Ia citiți dumneavoastră. Cine, ce scrie aici? Păi dacă eu văd bine, scrie președinte Marius Bălu. Bun. Și poate colegii putem să arătăm și în cadrul semnătura să se vadă foarte clar, să nu creadă lumea că îi inducem în eroare pe cineva. Dați-mi, domnul primar, ia uitați aici. Aici. O să le arăt eu colegilor. Ne poate să vede? Vă descurcați? Unde e degetul meu? Președinte Marius Bălu, cu semnătura, cu mânuța dumnealui a semnat. Da, atunci s-a lăudat că a semnat acest contract. Așa. În care contract, la anexa 1.4, stați să fac un semn așa, să vedeți. Scrie așa. Apă uzată. De fapt, nu la apă uzată e vorba, nu e de apă. Apă uzată. La anexa 1.4, haideți să spunem întâi. Vă rog, citiți dumneavoastră. La anexa 1.4, la apă uzată, deci încă o dată spun, nu apă de băut, apă, deci numai la apă, la canal, despre asta este vorba, a semnat o majorare în 2012 de 198% și în 2013 de 43,39%. Situația este cu atât mai gravă cu cât consilierii PDL au refuzat să majoreze prețurile cu 198% în 2012, având în vedere că era an electoral. Au preferat să lase în sarcina viitoarei guvernări această creștere de tarife, iar acum tocmai ei sunt cei care critică majorarea prețurilor. În 2012, așadar, era vorba de o majorare cu 198%, da? Da, exact. S-a produs aici această majorare în Consiliul Local, domnule primar Constantin? Nu s-a produs pentru că probabil le-au fost... A avut ceva rețineri. Știa că vin alegerile, eu știu ce să spun. Iar pentru ca penibilul să fie desăvârșit, consilierii PDL au și părăsit ieri sala de plen, chipurile în semn de protest față de majorarea prețurilor la canal. Deși este președintele PDL Drobeta Turnu Severin, primarul Severinului dezaprobă un astfel de comportament, susținând că, din păcate, unii s-au obișnuit prea mult să fie doar la putere. Din nefericire, unii politicieni nu înțeleg ce înseamnă opoziția. Le place numai guvernarea. Și mie mi-ar place să fiu numai la guvernare. Dar trebuie să accepți că atunci când nu ești la guvernare, fie accepți să fii în opoziție și faci opoziție, opoziție în sensul constructiv vorbind, să critici acolo, pe subiecte, pe proiecte, ce nu-ți convine, să faci propuneri, dacă nu-ți convine un proiect de hotărâre să vii cu propuneri, cu modificări, vii la comisii. Dom'le, uite, eu propun aici. Propun să se dea aici bani, propun să nu se dea aici. Deci fie faci o asemenea opoziție constructivă în sensul bun al cuvântului pentru care omul te-a trimis în Consiliul Local, fie renunți la politică. Dar gestul de a renunța la dezbateri și a ieși din sală, eu nu-l aprob, nu-s de acord cu el.